Bună, drăguțele mele! Azi am pentru voi un clip divers. Este vorba de o colaborare cu fetele de pe YouTube Girls România. Tema acestei colaborări sunt proiectele DIY, rețete, accesorii, decorații de pe Pinterest. Fiecare participantă și-a ales un proiect și l-a încercat pentru voi. Eu am ales acest suport pentru brățări, care online costă în jur de 20 de dolari, 20 de lire. Poza după care m-am inspirat este aceasta. Sper să vă placă și să-l realizați. Azi este ultima zi în care puteți participa la mega concursul organizat de Sfântul Valentin, deci dacă încă nu ați participat, vă invit să o faceți. Dacă vreți, următorul clip va fi cu realizarea acestui suport pentru cercei, așa ca să rămânem în temă. Linkurile fetelor care au participat la colaborare le găsiți în bara de descriere și vă invit să vă uitați și la celelalte clipuri, deoarece sunt foarte interesante. Vă las la realizarea acestui minunat suport pentru brățări. De o bucată carton de dimensiunile lungime 29 de centimetri, lățime 18,5 cm, va fi baza suportului. Două tuburi de carton reciclate de la pelicula alimentară. Trei tuburi de carton de la Scotex. De material, eu voi folosi ecopiele, dar voi puteți folosi ce material aveți la dispoziție. Sau pot fi folosite culori acrilice sau orice fel de vopsea sau hârtie adezivă, pistol de lipit sau aracet sau superglu. De o riglă, creion, foarfecă, cutter, iar pentru a decora baza voi folosi pionezi achiziționate de la Carrefour, care sunt foarte economice. Am dat 0,99 de euro. Măsurați materialul. Acesta trebuie să fie cu 4 cm mai mare, fiecare latură, decât cartonul pentru a forma baza suportului. Tăiați materialul. Lipiți materialul pe carton sau vopsiți-l în funcție de ce ați decis să folosiți. La fiecare 3 cm am decis să pun o pioneză. Pentru a fi cât mai precisă, voi măsura și voi puncta fiecare latură a bazei. Decorez baza suportului de brățări cu pionezele. Acest pas este facultativ. Acum ne vom ocupa de tuburile mari care vor fi suportul brățărilor. Măsurăm lungimea tubului pe material, lăsând 1-2 cm în plus în fiecare parte. Rotind materialul pe tub, aflăm și de cât material avem nevoie pentru a-l acoperi în totalitate. Măsor dimensiunile materialului, lățime și lungime, respectiv 20 și 26 de centimetri. Acum voi pregăti și celelalte două bucăți de material necesare. Lipim materialul pe cele trei tuburi. Am decis să lipesc materialul cu superglu, deoarece are finish-ul mai perfect decât pistolul de lipit.
Acum ne vom ocupa de extremitățile tubului. Vom băga surplusul lateral de material în tub și îl vom lipi. Se lipește mai ușor cu pistolul de lipit. Pentru a finaliza tuburile mari, vom decupa, tăia și lipi 6 cercuri la capetele fiecărui tub. Procedăm la fel pentru toate cele 3 tuburi. Acum vom face piciorușele suportului folosind tuburile subțiri. Avem nevoie de 3 tuburi de 7, 11 și 14 cm. Astea sunt dimensiunile alese de mine, dar voi puteți să le tăiați cât de lungi le vreți. Tăiați tubul. Eu am folosit un cutter și este destul de dificil de tăiat. Am rupt un cutter, deci dacă aveți un alt instrument de tăiere, vi-l recomand din inimă. Acum tăiați o mică parte din tub, din partea superioară, din fața tubului, astfel încât brațele suportului să fie stabile când le veți lipi. Măsurați, tăiați și lipiți materialul ca și la tuburile mari, cu singura diferență că trebuie să lăsați doar un centimetru de plus la una din extremitățile materialului. Vedeți care este centrul lungimii și lățimii bazei? Măsurați și delineați bazele celor 3 tuburi subțiri și lipițile. Prima dată am lipit cu pistolul de lipit, dar nu vă recomand, deoarece nu se lipește foarte bine și nu va fi stabil suportul pentru brățări, deci vă recomand să folosiți superglu. Apoi lipiți și tuburile mari perpendicular pe tuburile subțiri. Ajunse în acest punct, dragele mele, suportul pentru brățări este gata. Acest suport online îl găsiți la prețuri variind între 17 și 20 de dolari. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă aștept la clipul următor. Nu uitați că nu există femei urâte, vă ador și vă doresc o duminică frumoasă!